Bun de salte tuturor, eu sunt Florin și bine v-am găsit la un nou video. Ei bine, de această dată, fraților, o să mergem din Ungaria, din România în Ungaria. Eu am o cursă destul de lungă, o să ne oprim undeva pe aici, pe la Debrețin. Și dacă vă place și vreți să continuăm cu seria aceasta, v-aș ruga să rupem butonul de like, să faceți și noi aici cât mai multe like-uri. Hai să facem la acest video minim 20 de like-uri dacă vreți să mai continuăm seria de ETS2. Hai să dăm drumul, avem acolo GPS-ul boșilor. Ce să vă mai zic, dacă vă place și vreți să continuăm cu seria, de fapt am zis să facem 20 de like-uri, nu uitați să vă abonați cei care sunteți noi, ca să mă face să continui cu seria de ETS2. Mi-am schimbat Windows-ul, sper să se miște mult mai bine pe filmare. Știu că FaceTime-ul, nu știu ce are, are lag. Adică o să încerc după filmare să fac să se miște 60 de FPS-uri. Sper să mă vedeți bine. Adică știu ce are, da, să filmez în 30 de FPS-uri. Le fac după aia când nici nu mai am așa de mult timp. Și de-aia am zis să mă bag să filmez și eu ceva. Sper să se miște ok totuși. Oricum, voi să vă uitați la joc, că jocul e important. Aoleu, n-am luminile aprinse. Nu uitați că de mâine, boșilor, facem câte un... să știți că drumul pe aici chiar e real, adică ne apropiem de ieșire. Adică mai avem până ieșim din România. Ce voiam să zic? Eu nu respect, adică hai să respectăm să mergem cu 90, cu cât avem voie să mergem. Ca să strângem mai mult pe clip Mergeți și vorbim înainte și noi cu mai mult și chestii atenție. de gen. Ce mai faceți, mă, băieții? Cred că nu și la urmă o bagă pe 11, acolo eram cam subturat. 30 de grade. Asta e tirul meu, să știți, am făcut eu 14.000 de kilometri, v-am spus, mă joc, cred să... Și m-am întâlnit cu vreo 2000 și ceva, merge să facem și cu el un video. Abia aștept să ies. Da, să se lanseze nouă harta lui Alexandru. E foarte realistic, m-am uitat la Suceava, Rom. Pe drumul ăla, perfect, și chiar la el. Ce centura Craiova e identică, credeți-mă. Nu știu dacă ajungem până în Debrețin, departe. Hai să-i dau niște talpă să vedem. Mergeți înainte cu atenție. Ok. Hai că ajungem, vă zic eu. O amendă, cred că, de viteză. De fapt, nu știu dacă e amendă sau e taxă, trebuia să o plătesc. De mă grăbesc să ajungem acolo. Trebuie să fac și thumbnail-ul, credeți-mă. Trebuie Intrați în să fie sensul editez giratorului și videoclipul. părăsiți-l la prima ieșire. Părăsiți sensul giratoriu. Mamă, nu zic că nu mai am intro-ul ăla. Nu cred că-l mai am. Mamă, nu-l mam. Atunci facem doar thumbnail, nu mai stau să și editez videoclipul, și așa n-am destul de mult timp, am spus. Și dacă vă place jocul, v-am zis, la 20 like-uri mai pun episoade. Este un joc, nici nu mă aștept să fac mai multe like-uri, sincer. Adică, e chiar și necăzut. E jocul meu preferat și nu. Avem 130 cu tirul. Și... 138, trebuie să-l lăsăm la 100.
10, cam așa, să putem să și mergem rapid, să și vorbim. De aici o las mai moale, că să vină curba și vreau să iau curba bine. O las la 70. Intrați în sensul giratoriu și părăsiți-l la prima ieșire. Părăsiți sensul giratoriu. Da, ba, acel moment când ești prost și nu vrei să oprești camionul de tot, zici că e curba. Da, mișto. Dacă vreți să facem episoade roleplay de acum înainte, adică să stimulăm viața reală, ar fi mult mai tare, stăm like-uri. Așa trebuie să-mi fac niște un thumbnail, cât mai avem până acolo? Mama, e ceva băieții. Nu știu, să văd unde opresc. Intrați în sensul giratoriu și părăsiți-l la prima ieșire. Părăsiți sensul giratoriu. Let's go. Mergeam pe contrasens, să vedeți ce îi dau acum pe autostradă. Uitați cum se aprinde la zvezi cu cât merg, îi dau razul tot. Da, bă băieți, îmi pare rău că am facecam în 30 de FPS, ori promit că o să încerc să-l dau pe 60. Știu că pot să-l dau sigur. Încadrați-vă pe banda stângă. Dar acum nu, n-am mai stat. Mă grăbeam. Hai să vedem cât prinde maxim tirul ăsta. Adică eu am mers cred că 173, dar vreau să-l pune mor ca să cât e maxim. V-ar plăcea să vedeți niște car vloguri pe canal, nu făcute de mine, făcute de tatăl meu. Dar gen eu să apar în clip și gen să filmăm drumurile, chestiile de genul. Dacă v-ar plăcea niște car vloguri, nu uitați să rupeți butonul de like, să facem aici cât mai multe like-uri. Pentru că și mie mi-ar face plăcere să filmez un car vlog. GoPro are vărul meu și pot să iau GoPro-ul lui când vreau, m-aș fi rugat. Adică putem să-i luăm GoPro-ul. Na. Să-mi spuneți dacă filmează mai bine programul ăsta sau la data trecută. Genul e același program, doar că ăsta e mai nou și așa e greu până îl învăț, e mai greu ăsta. Dar e așa mai, nu știu, mai nou așa, are alte interfațe mai șmecher. Trebuie să filmez un daily vlog, știu. Dar lăsați-mă să filmez un daily vlog când am eu o zi mai lungă. Să facem două daily vloguri într-unul. Știu băieți că n-ai voie să depășești pe aici, credeți-mă, știu legislația. Adică, dacă vreți, putem face chestionare auto într-o zi pe live-uri. Chiar mi-ar face plăcere. Scrieți-mi în secțiunea de comentarii. Cine a răspuns aici să scrie hashtag respect. Și spuneți-mi dacă vreți să facem chestionare auto. Mi-ar face plăcere. Dar nu știu cine ar sta alături de mine. Cât mai avem băieți până acolo? Hai că ajungem la Debrețin. Și oprim videoul. Eu mă bag să-mi fac thumbnail-ul. Încadrați-vă pe banda dreaptă, apoi părăsiți autostrada. După ce-l fac, mă bag să mănânc și ies eu pe afară. Părăsiți autostrada. Aș putea să filmez acum un daily vlog, dar vreau daily vlog de la lung. O să facem două daily, două zile într-unul. Și acum chiar... Thank you.
În 200 de metri, virați la dreapta. La următoarea stradă, virați dreapta. Mergeți înainte cu atenție. Ați greșit drumul, ați greșit strada traseului. Tu ești prost? Demon. Am lovit acolo. Am făcut 15.000 de kilometri. Stai, băieți, că merge și așa. Yeah, boy. Și noroc să ai. Vreau să vă aud pe toți băieții. Încadrați-vă pe banda dreaptă, apoi părăsiți autostrada. Lista de comentarii cu ia, boy, glumeam. Dar cum ar fi să văd, chat-ul plin, doamne, chat-ul plin, doamne, nu fac live cu lista de comentarii. Părăsiți autostrada. Live fac mâine. Vezi că mâine mi-am făcut 5M-ul. Mâine fac live cu 5M, ok? Ca să știți. Mâine la ora 8 vă aștept pe toți pe live. Terminați toți orele la și prima zi. La următoarea stradă, virați dreapta. Așa, ca să știți. Și era la distanță, dar a pus ăsta până bruscă. Hai, bro! Hai să primă asta. Nu ești șmecher, nu ești prost. Reconfigurarea traseului. Trebuie să mă culc. Avem acolo, ne culcăm. Și hai că încheiem acolo episodul, pentru că n-are rost să mă ajung până la depresie. A fost un episod bun. În 200 de metri, virați la dreapta. Mâine facem live, vă aștept pe toți. La următoarea stradă, virați dreapta. Uitați, avem și pe com față, mă băsați să gumeleze. Acum mă opresc și eu. Da, îmbeți. N-am apăs să înghișa pe niște butoane. E ok. Da, îmbeți. Cam ăsta a fost clipul de astăzi. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să rupeți butonul de like. Eu am fost verde, nu ne vedem cu un oprit mâine. Baftă și tot ce vă dorim.